Bună dimineața, zâmbim pentru că asta e bine și pentru sănătate. Prieten, trăim o era dezvoltării și a Facebook-ului. Și invitatul nostru de astăzi, Galina, spune că este... Ne-a sunat cineva, spune cine ne-a sunat și ce a spus. Mark Zuckerberg? Da. Și ne-a spus să vorbim despre social media, pe care la noi, de fapt, ia amploare aceste rețele de socializare și sunt tot mai prezente în viața noastră. De aceea vom încerca să vedem cum pot ele să ne schimbe viața spre bine. Și cine, dacă nu un specialist în social media, este Dumitru Talmazan în această dimineață alături de noi. Neața! Bună neața, like and share. Like and share, da. Îl găsiți pe Facebook, Dumitru Talmazan, pe Instagram la fel, da? Da. Destul de activ acolo, am văzut, ai o viață activă și se spune că acum, dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Este corect afirmația? Cine spune asta? Păi toată lumea. Vedeți că cumva atât de accesibil asta a devenit, atât de simplu, atât de prin două clicuri poți să spui lumii despre tine, deci foarte mulți sunt acolo. Și mai vine un contrast ca tare. Sunt două latura, este latura personală și latura de business, despre care azi discutăm. Hai să vorbim despre business. Interesează, eu vreau să fac business. Okay. Da. Dar noi avem și noi o pagină dimineața alertări pe Facebook, da. Noi în fiecare dimineață le spunem celor de acasă că poți să ne dau un like acolo și la început... Trump a vorbit de pagina asta de Facebook. Da. La început am luat chiar cu asalt Facebook-ul, putem să spunem și așa, noi avem acolo milioane, reportaje de milioane de vizualizări, milioane, adică eram destul de urmăriți, destul, și la un moment dat am avut impresia că cineva ne stagnează activitatea. Special. Nu, dar special. Sincer. Dumitru, este, da, vreau este să știm exact. Acesta. Da. Este cine o chestie. Da, pentru că sunt aceleași subiecte, nu spunem hai să nu ne lăudăm. Sunt subiecte interesante, utile, așa. La fel care acum l-au și 10, nu era subiect fără 10.000 de vizualizări. Acum, așa, sau 2-3-5. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat două fenomene. Primul fenomen este că dacă 2 ani urmă am avut 600.000 de utilizatori pe Facebook, acum avem 1.200.000. Respectiv s-a dublat numărul de oameni. Odată cu dublarea numărului de oameni, toți au început să facă pagini de business și să fure atenția utilizatorului. Respectiv, acum prima latură este că au devenit mai mulți jucători. Și mingea ajunge mai rar da, la ei. Mai rar ajunge. Asta am e prima. Înțeles. A doua este că însă și Facebook a schimbat algoritmul, el îl schimbă tare de azi. Asta e prima boală al lui Facebook, numai îți vine notificare, we change și tu, cum, n-am înțeles încă precedentul schimbare. Nu ai sesizat-o și nu înțelegi. De ce aici vine încă ideea că au schimbat algoritmul și eu au pus foarte mare accent pe comunicare. Deci, acum paginile care au, spre exemplu, 10.000 de like-uri, au un impact organic, fără să plătească de 1.000-2.000. Adică, în general, întotdeauna nu toți vedeau postările. Adică, chiar dacă ai 10.000 de like-uri, nu toți văd posterile. Pentru că asta este normal. Eu am 4.000 de prieteni, 5.000 și dacă toți odată să fac postare, dar toți fac postare, respectiv feed-ul meu sau... Ar fi blocat. Da, respectiv, el dă prioritate dacă eu interacționez cu pagina voastră. Spre exemplu, eu am dat like la pagina voastră, dar eu n-am dat niciodată like la postări, n-am comentat. Voi pur și simplu nu o să apăresc la mine în feed. Am înțeles. Și atunci o scăzută. Da, vreau să vorbesc despre chestiile pe care nu toată lumea știe despre Facebook, despre instrumentele care mai puțin lumea le utilizează, Facebook-ului. Și cum să ne ajute ele în promovare. Ce instrumente? Pentru că mulți nu cunosc chiar cum să gestioneze și ce funcții sunt acolo. În general, social media, noi percepem ca un instrument mega necesar pentru afacere. Social media azi ne permite ca noi, fără să avem produs, fără să avem echipă, fără să avem produceri, să testăm produsul deja pe piață. Tu poți crea o pagină de Facebook, tu poți spune că vinzi niște căni cu cafea, tu poți să n-ai căni cu cafea, să-i faci o prezentare, să generezi de $100 trafic către căni și să vezi dacă este interes sau nu. A fost așa un moment la Londra, un tânăr a spus că are un hotel. Un mega hotel, cred că ai văzut. Da. Și a pus pe Facebook, a rugat lumea să comenteze că acolo se mănâncă cel mai delicios. Până la urmă s-a adevărat că mâncarea nu era adevărată, mâncarea era din spumă. E virtual tot, am înțeles. Înțelegi, avea un sarai acolo părăsit, o măsuță așa arranjat-o bine și a găsit niște poze Photoshop, nu știu ce. Și a venit primii restaurante, hotel. Și era cel mai bun restaurant din lume, ți-i imaginezi? Păi stai că am și eu o chibară la țară. Da, acolo îmi chemam la Michelin, ce o să dea. Super. Am urmărit. Păi uitați-vă, Facebook are foarte multe instrumentare pentru că la un buget minim tu să poți să-ți spune, testezi afacerea, doi chiar să faci un impact. Mai mult ca atât,
instrumentarea în Facebook. Facebook are două laturi. Este comunicare organică, care noi facem posterile zilnice sau săptămânale, și doi este reclama. Păi tu poți, ca să ne imaginăm, la un cent, să arăți o vizualizare de video. Asta e foarte ieftin, e foarte accesibil. Păi, de asta nu ne vinde să sponsorizat, adică da. Ne vine în fiecare zi să promovăm subiectele noastre, dar să plătim pentru asta. Da, el lui îi place să dea sfaturi. Pune 10 dolari și te va da 20 de milioane. Da, Dumitru, dar spune-mi, te rog frumos, ce face nenea Vasilii de la țară, care are o curte cu pui și vrea să-și vinde produsele sau nu știu ce? Pentru că Facebook-ul e la Chișinău, Dumitru. El e cel mai fericit. Nenea e cel mai fericit. El n-are probleme. Da, păi asta e. Nu, uite. Ei nu știu de Facebook. Noi avem o latură din activitatea noastră, este instruirea în domeniul de social media, cei care vor să se învețe să lucreze. Și acum începem să mergem în regiuni. Pentru tinerii, spre exemplu, agricultori, pentru oamenii care vor să facă export, super. E un instrumentariu must. Pentru cei care cumva nu pot să faci promovarea doar pe satul tău, pentru că în satul ăsta știu. Da. Și aici, de ce spun că ești cei mai fericiți? Pentru că noi recomandăm acum, iarăși ce am spus la început, atât de accesibil a devenit social media, că noi acum recomandăm oamenilor un pic să plece din social media. Este o problemă, oamenii uită de clienți. Adică nu atât de simplu este să deschid acum telefonul, să fac o postare, vină la noi oferta 2+1, Enter. Uh-huh. Că eu am uitat cine este clientul meu, ce-l doare, cum arată el. Deci recomandarea mea pentru afaceri este folosiți social media, e un instrument mega super. Util. Dar nu uitați de client service, nu uitați de clienții care stau la ușă. El stă în rând, tu de ce spui pune like, dar nu te uiți în ochi la el. Corect. Respectiv, comunicarea touch-ul care noi trebuie în offline, care era înainte din cauza că nu erau altă oportunități, oamenii ieșeau și comunicau unii cu alții, făceau networking. Mm-hmm. Respectiv, asta trebuie să facem. Dumitru, eu m-am uitat la, dacă nu greșesc eu, audiența pe care ai făcut-o tu zilele trecute sau săptămânile trecute pe Facebook, despre proiectul pe care ai avut loc, un proiect grandios cu tinerii care au venit, le-ai vorbit despre social media, despre... Da. De când a devenit moda asta? Ai văzut printre oameni și ești așa? Evenimente? Da. Sunt două fenomene care mă motivează pe mine. Primul este atunci când posezi niște cunoștințe și dacă ești așa o persoană ca mine cu interes sportiv, nu poți să nu faci share. Adică dacă eu nu spun, eu mă blochez la nivelul meu. Cumva te fierbe în oala ta. Când faci share, ești gol și iarăși te încarci. Al doilea, asta este o practică internațională, tot vine de acolo. Noi acum pregătim lansarea unei școli de social media. Super. În Moldova nu este încă, dar iarăși, în peste hotare e o practică foarte bună în care tu poți în câteva luni să posezi o profesie care azi este una din cele mai cotate, dacă nu profesie. Deci, în internet nu mă anunțuri de social media. Toate companiile caută social media manager. Da. Ei nu sunt, pentru că nu există așa profesie. Și este doar reprofilare din jurnalism, se reprofilează PR și cumva vine. Ce alegem? Facebook, Instagram, totuși ce prinde mai mare popularitate? Ana Clasnic. Televizorul. Cărțile alegem. Da. Nu, uite, niciodată nu poți compara platforme între ele. Instagram, apropo, Instagram a fost o rețea socială complexă, diferite, și până la urmă n-a mers. Ei au scos totul și au lăsat doar o funcție, fotografie. Am înțeles. Și au dat feeling-ul la oameni să se simtă fotografi. Super. Respectiv, o idee simplă, de ce Instagram este, dacă vrei să transmiți instant o emoție, Insta Stories, acum prinde un val, mamă. Eu nu e care dimineața. Da, eu m-am trezit, eu m-am culcat, eu m-am dus. Instagram și tot așa mai departe. Dar, aici trebuie să avem grijă de securitate. E o altă latură, tot este interesant. Uite, despre securitate îl invităm data viitoare să vorbim. Sigur, și o ultimă întrebare. Spune-mi, te rog frumos, audiența maximă pe Facebook, orele când noi postăm, ca să avem. Statistica o să arăte două ore. Ele sunt foarte, așa, specifice. Este ora 9 și ora 9. De ce? 9 seara și 9 dimineața. Da. Băi, dar ți-am spus, pui pe Facebook. Dar. Toate reportajele și pozele trebuie să pune. Nu. Nu? Nu. Ce? De ce e ora 9? Oamenii când vin la lucru, ce fac? Între pe Facebook. Corect. Da. Respectiv, la dânsul acolo statistica sare. Se duce acasă, face bicycle, că deschide smartphone-ul.
și mai face odată scrolling-ul până la postarea care el a văzut ultima. Ai, respectiv, corect. Făcând am ritualul de seară, se culcă și uită de soție. Dar, când vorbim de oră... Nu. Nu, sigur că nu. Nu este. Când vorbim de oră, trebuie să ne gândim la client. Dacă clientul nostru sunt mămicile, este cel mai des exemplu ăsta, mm-hmm, spune. Mămicile și noi vrem să vindem lor produse pentru copii. Scurte. Care o să fie ora? Când copilul doarme. Când doarme, 1-2. Corect. Adică trebuie să te gândești când. Imaginează-te tu la ora 6 postez, dar eu sunt în transport public, în mașină, cum eu să completez formularul, cum eu să vând. Okay. Eu nu pot, pur și simplu fizic. Dar dacă eu sunt în pauza de masă, pot încă să mai văd niște videouri. Adică... Stai să mă uit așa ce subiecte noi mai avem astăzi. Da. Așa, avem un subiect și de la țară, când ne-l postăm? La țară, la ce oră e bine? La țară, cred că când... Când vrei. Ok, gadget-uri, un robot care gândește gândurile. Nu, este să... Da. Acum, apropo, foarte popular este chatbot-urile, okay, este inteligența artificială, artificială, care poate să îți... Spre exemplu, pentru afacere, poate să-ți reducă din resurse umane. Spre exemplu, pizza. Tu poți intra la o pizzerie și Facebook automat să spui ce fel de pizza vrei. Tu spui blad grot, blad subțire, cu adaosuri fără. El îți face comanda și ți-o... Da. Ok, și o ultimă întrebare. Emil Loteanu, avem un subiect despre Emil Loteanu. Când îl... Cine? Nu, mă, gata. M-ai dezamăgit, nu. Da, cu tot, da. Pe Facebook. Nu, nu. Nu, că ai înțeles că a fost o glumă. A fost o glumă, cu siguranță. N-ai cum să fii. Dumitru, mulțumim mult. Foarte interesant. Te mai așteptăm. Vezi că și producătoarea noastră mai spun că tare îi place de tine, dar avem timp. Salut, la producător. Avem timp limitat. Eu înțeleg. Așa că abonați-vă, like, share, comment, ținem legătura. Pagina Dimineața la RTR pe Facebook și pe Instagram ne găsiți și separat. Pe mine, da, pe Alexandru, nu. Rămâneți aproape.